viața și-au pierdut. Când trei îngeri i-au surprins, aducând mesajul: soția ta va naște un fiu, dar Sara nici de cum nu a crezut. Minune chiar sub ochii lor, împlinirea profețiilor. La anul cum a fost prezis, s-a născut Isaac promis, un bebe mic cu ochi căprui, binecuvântarea Domnului. Să râs, ha, 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 un copil eu, ha, ha, dar pentru lor, după ce promisiunea Domnului s-a împlinit. Oh, wow! Căminul lor a renăscut, de zâmbete iar s-a umplut. Acest copil le-a arătat că Domnul rugăciunea le-a ascultat. Deci nu uita când te-ndoiești,